Maria Bublea a încins imaginația bărbaților cu ultima fotografie urcată pe rețelele de socializare. Artista a pozat în lenjerie intimă, dar și a lăsat la vedere zonele intime. Lidia Buble, cel mai sexy pictorial de până acum. Se pare că Lidia Buble a lăsat inhibițiile la o parte și a acceptat să se lase fotografiată în toată splendoarea. Vedeta a realizat un pictorial sexy, iar astăzi a fost ziua în care a decis să nu țină fotografiile doar pentru, căci era și păcat. Lidia a urcat o fotografie în care apare așa cum doar Răzvan a mai văzut-o, cu zonele intime la vedere. Deși este fiică de pastor, Lidia Buble nu se sfiește să pozeze ca în revistele pentru adulți și asta nu e prima dată când cântăreața pozează provocator. De data aceasta, însă, a scăpat bomba pe internet. În pat, sub așternuturi, purtând lenjerie intimă albă transparentă prin care îi se văd sunii, iar în mâna dreaptă ține o ciocolată, așa s-a lăsat fotografiată iubita lui Răzvan Simion. Aceasta a scris și un mesaj lângă fotografie ciocolatei Dansver. Cum o răsface Răzvan Simion pe Lidia în carantină? Lidia Buble a vorbit recent despre felul în care își petrece timpul în carantină. Artista a dezvăluit cum o răsface Răzvan Simion în această perioadă de izolare. Totodată, Lidia a spus că iubitul ei se distrează cu o trambulină acasă. Trambulina e pentru Răzvan. Talaltă ieri a ieșit și s-a urcat cu un prieten, în timp ce făcea facetime cu un prieten, virgulă, a spus cântăreața. E o nebunie întreagă atunci când intră Răzvan în bucătărie. Și acum, în weekend, am fost răsfățată, de dimineață, cu mic dejun, a mai spus Lidia.